Bună seara, dragi telespectatori, la mulți ani, multă sănătate, pentru că în 2022 nu ne-am văzut, este prima emisiune a anului 2022 aici la Capital TV. Din partea mea, a postului național de televiziune Capital TV, vă dorim multă sănătate, fericire și un an cât mai bun, fără restricții, dacă se poate, cu toate că auspiciile nu sunt cele mai bune în privința noii tulpini, însă subiectul nostru de astăzi este axat pe suveranitatea națională, un aspect deosebit de important, asupra căruia s-a discutat foarte mult în ultimii ani. Mai mult decât atât, s-a încercat un proiect de lege privind legea suveranității, dacă nu mă înșel, 743 din 15 a 9 a 2021, însă Consiliul Legislativ a avut foarte multe aspecte de scos în evidență că nu s-a concretizat printr-o astfel de lege, însă dacă vorbim despre suveranitatea națională, că aici vreau să mă opresc, reprezintă acel drept exclusiv al unui stat de a exercita cele trei autorități foarte importante, autoritatea executivă, autoritatea legislativă și autoritatea judecătorească, în mod nemărginit, într-un mod în care într-o zonă geografică exercită această suveranitate asupra cetățenilor săi, evident, și printr-o politică externă în care neamestecul în această politică internă sau externă este evident că se concretizează prin această suveranitate. De-a lungul istoriei statelor s-a discutat despre teoria suveranității populare, care a fost susținută și, bineînțeles, se practică și astăzi în unele state, a fost susținută de Montesquieu, și teoria suveranității naționale susținută de Rousseau, aspecte deosebit de importante care reflectă caracterul național al statelor în contextul în care vorbim de state unitare, dar dacă vorbim de state federale, vom vedea că aici lucrurile se schimbă dintr-un anumit punct de vedere. În privința suveranității României, știm cu toții că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, 1 ianuarie 2007, suveranitatea s-a restrâns din punct de vedere a modalității de exprimare pe plan intern și extern, avem o suveranitate limitată, s-a stabilit asta la nivelul tuturor statelor membre a Uniunii Europene, însă din punct de vedere al suveranității naționale, pot să spun că avem articolul 2 din legea fundamentală, de aici derivă foarte multe aspecte ce țin de exercitarea suveranității, unde spune foarte clar Constituția în două alineate, suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Aici vorbim de autoritățile alese, președinte, parlament, primar, consilii locale, consilii județene. Alineatul 2 spune că niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Iarăși un aspect deosebit de important, pentru că am observat, și probabil că invitații mei din această seară o să exprim acest punct de vedere, că se discuta de multe ori numele poporului român, chiar dacă vorbeam de un număr mic de persoane, și repet, alineatul 2 al articolului 2 spune că niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
De aici derivă de la acest articol 2 toate aspectele ce țin de organizarea și funcționarea instituțiilor statului. E adevărat, s-a mai discutat de alte modele de suveranitate, suveranitate umană, de suveranitate populară, am spus, suveranitate națională, de o anumită limitare a suveranității, însă vorbim despre suveranitatea națională cu invitații mei din această seară, repet, prima emisiune în anul 2022, și telespectatorii care intenționează să intre în direct cu noi și cu invitații mei, bineînțeles, o pot face apelând numărul de telefon afișat pe ecranul televizorului. Invitații mei din această seară, domnul Sebastian Popescu, președintele Partidului Noua Românie, fost candidat la funcția de președinte a României în anul 2019, care nu a investit niciun leu în campanie electorală, dar a obținut circa 40.000 de voturi, dacă nu mă înșel. 30.000. Bună 30 seara, mii. La mulți ani. Foarte mult, mulțumesc. Bun regăsit în noul an, la mulți ani, dragi români. Mulțumesc foarte mult de invitație. Bun. Domnul Marian Cotinghiu, care este antreprenor, dar cunoaște foarte bine aspecte ce țin de drepturile românilor din diaspora, dânsul locuind o lungă perioadă de timp, dacă nu mă înșel, în Marea Britanie, nu? Domnule. Bună seara, domnule Marian Cotinghiu. La mulți ani. Și nu în ultimul rând, domnul Stan Dumitrică este președintele Partidului Socialist Creștin din România. Bună seara, domnule Stan Dumitrică. Bună seara, să fiți iubiți și de Dumnezeu ocrotiți. Prima, încep cu dumneavoastră, pentru că discutăm despre suveranitate. Am spus că suveranitatea se exercită, este dreptul exclusiv de a se exercita asupra unui stat care este demarcat din punct de vedere administrativ prin cele trei puteri, teritoriu, spațiu geografic și populație. Dar văd că aveți o pălărie cu roșu, galben, albastru. Ce semnifică ea, dacă se poate? Se reprezintă tricolorul. Aici eu aș vrea să vă spun într-un limbaj mai simplu cu această naționalitate. Statul trebuie să ajute cetățenii. La noi, o oligarhie a luat puterea și face diferența între cetățeni. De exemplu, oligarhii poate să cumpere locurile în Parlament, da? Și acum am ajuns într-o situație de a pierde controlul. Național, pierde rolul care trebuie să-l aibă. Lucrurile se vor schimba în momentul în care se vor face alte reguli de a conduce poporul român. Și cum le faceți dumneavoastră acele reguli? Ce aveți în plan? Noi, de exemplu, vrem ca parlamentarii să nu mai trăiască în lux. Ei trăiesc în lux. Și dovada e unul. În Suedia, parlamentarii, după ce au câștigat mandatul, li se dă o garsonieră de 40 de metri, unde este și sala de ședință, iar ei nu au femeie de serviciu, iar la mașină, la spălătorie se planifică. Câți bani credeți că iau ei, câți bani credeți că iau ai noștri? Da, da. Parlamentarii noștri nu beneficiază de mașină de serviciu decât cei care au funcții de conducere, și anume președinții de comisii, evident președinții celor două camere, deci numai aceștia, nu știu dacă și chestori, dar nu, nici chestorii n-au mașină, dacă nu mă înșel, mașină de serviciu. Deci nu au decât, repet, președinții de comisii și președinții celor două camere, poate dar și ei nu merg cu bicicleta. Atât. Pentru că au mai și cu bicicleta, au mai și pe jos. Ați văzut, stau 3 ani și iau o pensie fabuloasă. Pe când unui om simplu, la ora actuală, vă spun un caz al meu, îmi cere să iau vechimea, deci primele ce am luat, depășirile, dar cu 40 de ani. Da. Nu era normal când mi s-a dat cartea de muncă să mi se dea tot ce a plătit statul? Statul ce a primit? Aveți dreptate. Domnul Cotinghiu, vă rog. Puțin amuzant, domnul, outfit-ul ăsta, pălăria de cowboy care reprezintă România. Exact. Am dreptate. Chiar, nu, până să spuneți, de unde aveți pălăria asta? Domnule,
De la un târg. Am înțeles. Gata. Revenim la ce spune dânsul cu parlamentarii, aș vrea să vă pun niște lucruri pe care nu le știați. Un parlamentar român câștigă în jur de 10-15.000 de euro pe lună. Cu tot cu suma forfetară. Cu banii ăștia ar putea trăi 20-30 de familii medii cu 500 de euro pe lună. Revenim la cât câștigă... Da, aici aveți dreptate din mandatul 2016... Nu. Da, din 2016 atunci beneficiază de acea mărire de salariu fantastică parlamentari, pentru că până atunci avea ceva 1000 de euro. Da. Acum cu sume Acum, parlamentar. Da, plus 14.000 de lei nu trebuie să-i justifice. Banii pentru cazare, 5.000 de lei care iau, nu trebuie să vii cu documente justificative dar pentru cazare. Dar aceea se acordă doar pentru cei care n-au domiciliu în București. Bineînțeles, da. Aș mai vrea să spun că în România, la 40.000 de locuitori, avem un parlamentar. În timp ce în Germania... La 72.000 de locuitori, avem, la 73.000 avem un deputat și la 168.000 avem un senator. Deocamdată. În Germania, un parlamentar, da? La 120.000 de oameni. Un parlamentar. Depinde dacă e deputat sau senator. Parlamentar. Deci deputat sau senator, la noi... și acolo sunt salariile destul de mari. Da, aici de-aia numărul deputaților diferă de cel al senatorilor. Sunt mai puțini senatori datorită normei de reprezentare. Am spus, un deputat la 73.000, un senator la 168.000 de locuitori. Dar chiar și așa, 10-15.000 de euro pe lună? Da, aici cine împarte, parte își face. Nu sunt 10.000 de euro, totuși. Sunt mai presus de lege. Sunt lei. Nu, știu dacă e așa, nu. Sunt bani care ei au zis, domne, ca să ne putem desfășura activitatea în bune condiții, justificarea. Ca să ne plătim consilierii, ca să fim consiliați așa cum trebuie, suma forfetară. Nu cred că aceste sume sunt problema. Problema importantă rezultatul a ceea ce fac actul legislativ, da. Vă rog. Reprezentanții ai neamului. Să fim serioși acum că ia 12.000 de lei un deputat și un senator în indemnizația. Că nu e mare lucru. 11.000 de lei, cam atâta iau ei. Plus, repet, 14.000 de lei care nu trebuie să-i justifice. Să presupunem că acelea sunt cheltuieli care efectiv din suma forfetară își plătesc consilierii, își plătește cabinetul de parlamentar. Suma forfetară trebuie să o justifice. Să mai sunt 14.000 de lei pentru cheltuieli legate de materiale, transport. Nu, vorbesc de biroul electoral de circumscripție din teritoriu. Bun. Mai primesc acei bani care nu trebuie. Deci 14 foarte... cu 5.000 cazarea, 19.000 de lei nu trebuie să-i justifice. Plus 11.000. Dacă ar fi așa, se adună 30.000 de lei. Problema o reprezintă calitatea umană a celor care ne reprezintă pe noi în Parlament. Exact. Și scopul lor acolo și ce fac în folosul acestei națiuni. Corect. Subiectul emisiunii îl reprezintă suveranitatea națională. Discutăm în acest moment, la început de an, de suveranitatea națională, în contextul în care, la finalul lunii decembrie, a venit acea decizie a Curții Europene de Justiție, în care interpreta în favoarea Uniunii Europene faptul că România trebuie să cedeze și judecătorii erau îndemnați să aplice cu predilecție deciziile Curții Europene de Justiție în detrimentul Curții Constituționale. Nu mă surprinde, numai că nu poți, domnule, Constituția e legea supremă, nu poți să dai întâietate hotărârii altor instanțe în condițiile în care avem lege fundamentală votată prin referendum. Asta spuneți dumneavoastră. Da, știu. Asta spune Curtea Constituțională a României în mod corect raportat la legea fundamentală, dar ați văzut punctul de vedere al primului ministru? Da. Eu sunt profund dezamăgit de atitudinea primului ministru, care este la bază militar de carieră și când te gândești militar în armata română și cu toate gradele pe care le are pe umăr, te gândești că la dumnealui naționalismul este la cote înalte, sentimentul de apartenență la aceste teritorii, sentimentul de iubire supremă pentru patria ta, da? De sacrificiu suprem, când te gândești că te duci ca militar să-ți reprezinți țara și poți să-ți dai chiar viața pe câmpul de luptă, să vii să spui că am văzut doar un comunicat de presă al Curții Constituționale, nu o decizie a Curții Constituționale cu privire la supremația dreptului european față de dreptul național. În primul rând, este o gafă impardonabilă,
doi la mână. Depinde cine l-a consiliat. Dar iertați-mă, lăsați-mă, hai să nu mai dăm vina pe consilier. Păi tu mai gândești cu propriul cap că ești prim-ministru. Sau ești prim-ministru de formă și doar citești ce-ți dă consilierul I și consilierul Y, iar tu nu ai capacitatea de a procesa niciun fel de informații, să emiți niște opinii ca prim-ministru al României. Da. Nu se poate la acest nivel să spui foarte clar. Da. Trebuia deci, să spună diplomat. Trebuia să spună diplomat. În care România, sistemul de educație, nivelul de cultură, discutăm ajuns imediat într-un stadiu în care oameni pregătiți nu prea mai... Ei sunt, dar nu sunt lăsați să iasă în față? Promovarea asta pe criterii politice... Vă răspund și la această întrebare, dar să-mi duc ideea mai la final legat de suveranitatea națională. Eu sunt pentru o Uniune Europeană. Da? Corect. Sunt pro-european, să spun așa, dar nu fără limite. Nu fără limite, da? Nu doresc federalizarea Uniunii Europene. Sunt împotriva unei acestei proceduri. Vreau ca toate statele membre să-și păstreze suveranitatea și integritatea națională, tradițiile, să fim așa o Uniune Europeană multiculturală și multilingvistică și fără ca cineva să încerce să domine, să impună, dezbine să impună, și să impună până la urmă. Așa e. Vorbeam de un nas cu mai multe persoane și am ajuns la o concluzie tristă că cei care în vremuri de mult apuse au fost cuceritori, au fost imperii, nu s-au schimbat, n-au renunțat la intenția de a cuceri. Și să spunem pe românește, Franța a cucerit la rândul ei, da? Imperiul francez. Marea Britanie la fel. Germania la fel. Și Italia și chiar dacă nu face parte din UE. Exact, și da. Spania. Turcia, Imperiul Otoman. Nu face parte din UE, ci din NATO. Mă refer la Uniunea Europeană. Da. Strig la Uniunea Europeană. Aceste superputeri, credeți că au renunțat vreodată vreo secundă în a cuceri? Nu, numai că s-au metamorfozat și au schimbat metodele, pentru că scopul unui război de a cuceri noi teritorii este să preiei din acele teritorii foarte multe provizii, foarte bune, multe bunuri, de la aur, de la tot ce se depozitează. Acum s-a schimbat meteahna, dar scopul principal a rămas același, de a spolia de multe ori alte nații. Mai vedeam în acest context că a fost intervievată și doamna reprezentantă a Comisiei Europene. Nu înțeleg de ce mai avem nevoie și de reprezentantul Comisiei Europene în fiecare stat membru. Păi nu e la Bruxelles, nu se duc reprezentanții noștri în fiecare săptămână acolo. Pentru ce mai facem birou să cheltuim banii aiurea cu funcționarii mea? Am senzația că funcționarii numiți și nealeși de nimeni au o putere mult mai mare decât cei pe care noi îi trimitem ca reprezentanți ai statului român în Parlamentul European și în Comisia Europeană. Acea doamnă reprezentantă a Comisiei Europene din România spunea că da, noi suntem pe plus, că am primit 40 de miliarde de euro față de ceea ce am cotizat de cât suntem în Uniunea Europeană de 15 ani. E o parte de adevăr, dar cine a beneficiat efectiv de acești bani? În ce s-au dus acești bani? În care proiecte? Cine au fost beneficiarii acestor proiecte? Mă refer la firme. Nu cumva dacă luăm așa pendelete și vedem că mari beneficiari sunt... Pe domnul Dan Dima din Franța, vă întreb puțin. Bună seara, domnul Dima, la mulți ani! Străine? Și multă sănătate! Alu? Bună seara, la mulți ani, multă sănătate, ne auziți? Bună seara la mulți ani, dumneavoastră, telespectatorilor, invitaților. Vă urmăresc cu mare atenție și vroiam doar să fac câteva mici precizări apropo de noțiunea de suveranitate. Trebuie mai întâi să o definim ca fiind dreptul unei națiuni la autodeterminare. Asta înseamnă până la urmă, înseamnă starea de neatârnare a unei națiuni și libertatea ei politică de a-și alege organizarea juridică și statală. Da, titlul nostru este relației. Suveranitatea națională. Nu, definiția suveranității așa este. Pe care le are celelalte state, dacă îmi permiteți să vorbesc, că nu l-auzi, dacă mă întrerupeți prin telefon, nu o să putem comunica corect. Deci, eu găsesc că în esență, suveranitatea națională este un principiu democratic, cu adevărat, a cărui realizare depinde doar de conștientizarea de către națiune a intereselor ei vitale, care rezultă însăși din condițiile existenței și dezvoltării ei ca națiune. Și
Și acum vreau să revin la epoca actuală, ca să nu monopolizăm total discuția. Oare mai avem noi suveranitate națională de când am aderat, fără să aderăm, că noi am aderat la Uniunea Europeană, dar mai degrabă am aderat la NATO, pentru că noi nu facem parte din spațiul Schengen. Deci noi ne-am vândut bogățiile, pentru că și asta înseamnă a dispune de destinul tău, de energia pe care o posesc, de energia nucleară, de energie în general. Noi nu mai dispunem de nimic, de resurse, de nimic. Noi nu mai suntem o națiune suverană. Pentru că nu mai deținem absolut nimic. Am pierdut cu totul ce am avut și putea să fie definitoriu în această idee de suveranitate și independență față de alte state. Noi am cedat această suveranitate Uniunii Europene pentru a ne proteja, am crezut noi la început. Pentru că așa ni s-a promis că odată ce aderăm la Uniunea Europeană vom avea prosperitate, va curge mierea și laptele. Ori constatăm că după 32 de ani de independență și de, eu știu cum să-i spun, așa rătăcire democratică, că nu e vorba, cineva vorbea din aur de plutocrație și oligarhie și avea dreptate, noi practic suntem desfințați ca națiune. Nu mai avem principiul de neatârnare, nu mai avem posesia mijloacelor noastre de producție, ne exportăm materia cenușie, creierul în afară și importăm din alte state oameni necalificați, nevorbitori de limbă română. Da. Am înțeles, domnul Dima. Poate vorbi, o singură distinție. Da. O singură distinție vreau să fac. Vreau să fac o singură distinție. Titlul emisiunii este Suveranitatea Națională, care se referă în mod exclusiv la dispozițiile articolului 2, iar suveranitatea la modul general ne raportăm la articolul 1, care spune România este stat național suveran și independent, unitar și indivizibil. Acolo, într-adevăr, putem vorbi de tot ce a spus dumneavoastră foarte corect. Însă noi ne referim la suveranitate națională azi, în special mă voi referi la modul în care instituțiile alese și care reprezintă poporul potrivit suveranității naționale și-au realizat sau nu promisiunile făcute de-a lungul celor 32 de ani. Vă rog! Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Sultan, și vă felicit că ați ales acest subiect, pentru că mulțumesc. Este mai de actualitate ca niciodată. Dar în aceste momente, vedeți, noi avem o problemă cu energia electrică, avem o problemă cu încălzirea locuințelor românilor. Energia ar fi trebuit să fie un domeniu al suveranității naționale, deci ea reprezintă competența de a proteja proprii cetățeni. Guvernul, știu. Ori așa noi, este. La ora actuală, ne-am vândut tot sistemul energetic aici unor entități necunoscute care ne fixează prețurile la bursă și pe care noi, prețuri pe care cetățenii români nu le pot plăti. Cum mai putem vorbi de suveranitate, fie așa constituțională, că e una stricta și alta este practica? Din moment ce noi nu putem să mai, statul român nu mai există, e dizolvat, guvernele și miniștrii noștri n-au nicio putere, din directivele Uniunii Europene se decide absolut orice și pensii și salarii și creșterea și micșorarea lor, despre ce suveranitate națională mai putem vorbi, să ne fie cu iertare. Da, domnul Sebastian Popescu, vis-a-vis de ceea ce spune domnul Dima, vă rog. Are dreptate, corect, pentru că chiar dacă dumneavoastră invocați primul și al doilea articol legat de suveranitatea națională, cum măsurăm această suveranitate și independență și integritate teritorială? Ne uităm la cifrele comunicate. De mai bine de 2-3 ani ne spune Ministerul Agriculturii că 40% din suprafața agricolă a României nu se mai află în posesia românilor. Și nu se află în posesia românilor. Da? Cum e cu stat suveran indivizibil? Bine, nu pleacă cineva teritoriu, cu... Exact. Da, nu pleacă cineva cu pământul efectiv în spate, da? Nu îl ia cu roaba și pleacă cu el. Însă e o problemă de proprietate. Și nu știu dacă există un alt stat membru din cele 27 care să aibă o astfel de situație în România. Un stat se poate declara suveran. Corect, să nu ține dacă... pe domnul Dima să ne spună dânsul. Vă rog, haideți. Da. Eu v-am ascultat cu mare atenție
pe toți. Că ne sună din Franța, de... Dacă îmi permiteți, da! Din păcate, vă rog, telefon nu se aude. Nu vă se aude, rog, vă ascultăm. Bine. Și eu consider că noi, la ora actuală, suntem conduși de aceste pretinse elite oligarhice care nu fac altceva decât să navigheze pe coasta valurilor, valurilor de crize economice pe care ei le creează și pe care le domină și controlează cu mare atenție. Da. Care e soluția, marea... domnul Dima? Soluția. Îmi permite să termin. Soluția care e? Aceste elite care creează crizele pe care ele navighează cu măestrie sunt exact precum Nero, care spunea că vrea să salveze Roma punându-i foc. Da. Care e soluția? Soluția este, din punctul meu de vedere, și am să fiu suficient de dur, să urmăm exemplul englezilor. Amin. Văd că aveți pe platou acolo pe domnul Cotinghiu, care poate să confirme. Cred că englezii nu sunt proști dacă au cerut ieșirea lor din Uniunea Europeană. Noi nu mai avem absolut nimic și nu putem în contextul actual și sub formele care ni s-au impus de a conduce, eu știu, propria țară din afară, că asta este, suntem conduși din afară, nu avem nicio scăpare. Noi trebuie să ieșim din această Uniune, să ne redobândim frontierele și bogățiile care ni s-au furat, pădurile care au mai rămas și materiile prime care ne-au mai rămas. Altfel, o să dispărem în totalitate ca popor și cântăresc bine cuvintele pe care le folosesc. Domnul Sebastian Popescu, vis-a-vis de ieșirea din UE. Am auzit această discuție de foarte mult timp în societate și eu le-am spus următorul lucru românilor. Ieșim din Uniunea Europeană și ne ducem unde? Există o variantă mai bună decât Uniunea Europeană în acest moment? Bineînțeles. Care? Bineînțeles. Eu spun așa. Că există soluții. Putem rămâne Uniunea Europeană atâta timp cât avem interese. Care? Dar atâta timp cât avem beneficii. Și când ele sunt peste partea negativă, da? Inconvenientele negative. Însă, nu e suficient să fii membru al Uniunii Europene și să spui că gata, ai beneficiat în mod automat de drepturi. Trebuie să ai și lideri care să meargă la Bruxelles și să lupte pentru aceste drepturi. Da. Auzeam săptămâna trecută că subvenția la agricultură, la creșterea de bovine este de vreo 5 lei pe cap de bovină în România, iar în Spania era parcă 150 de euro. Cum să fie fermierul român competitiv pe piața europeană când el primește o subvenție de 5, adică de 1 euro și ăla primește 250 de euro? Da. E o diferență de la cer la pământ. Domnul Dima, vă rog. Eu nu am înțeles bine, dacă susțineți că rămânerea în Uniunea Europeană noastră. Da, el dânsul susține. Atâta timp cât avem beneficii și să luptăm pentru a beneficia de avantaje. Da. Când vom avea o opțiune mai bună, vom merge. Unde să mergem? Domnul Dima, ca o concluzie, vă rog, ca să nu vă ținem un telefon. Avem soluții. Avem soluții. Haideți să vă ascult acum. Bun, domnul Cotinghiu, vă rog. Mult de la oamenii de rând. Noi, oamenii de rând, avem soluții pentru dâns și politicienii care nu le găsesc. Vă rog. Ni se spune, ni se induce ideea că noi, dacă ieșim, este sfârșitul lumii. Noi, dacă ieșim, s-a terminat cu viața noastră. Dumnezeu, am trăit și înainte de Comunitatea Europeană și am trăit destul de bine și decent. Așa cum Serbia, așa cum Marea Britanie a ieșit dintr-un motiv. Pentru că ce se întâmplă la noi acum era de așteptat. Din anii 92-93, Comunitatea Europeană este condusă de birocrați. Da, a revenit domnul Dima. Domnul Dima, domnul Sebastian Popescu susținea rămânerea în Uniunea Europeană, dar bazându-ne pe alte principii. Vă rog, explicați și domnului Dima, că a ieșit puțin din emisie. Să rămânem în Europeană ca membrii cu drepturi egale și să avem lideri care să lupte pentru interesele României în Europeană. Adică nu să fim de căruță și să fim subjugați și doar piață de desfacere. Nu să rămânem de umplutură în Europeană. Și iar dacă va exista o altă uniune, altă asociere pe mapa mond care să ne fie favorabilă mai mult decât în Europeană, mergem acolo. Dar până și așteptăm să ne dea cineva ceva de 20-30 ani. Nu trebuie să așteptăm. Poate să avem niște politicieni care o să facă ceva, că poate o să ia decizia bună. Nu ne-a dat nimeni nimic și nu o să ne dea. Ne-au luat absolut tot ce era de luat. Absolut tot ce era. Ne-au luat, cum bine a zis domnul din Franța, domnul Dan.
Dan Dima, foarte bine a spus. Oamenii noștri lucrează în afară bandă nimic în Europa, la Cireș și la Căpșun. Inginerii, doctori, profesori au plecat toți afară și au reușit afară. Au reușit afară. Deci îmi dați voie puțin, da. domnul care susține să rămână în Uniunea Domnul Europa, Sebastian Popescu. Să vă spun. Da? Nu vă cunosc, dar cred că spuneți lucruri care, eu știu, nu le-ați cântărit suficient. Ca să mă exprim elegant. Exprimați-vă elegant, dar nu vă dați cu părerea despre mine. Eu cred că le-am cântărit suficient. Haideți să nu trecem la astfel de jigniri. Că eu am dat, păi da, dumneavoastră monopolizați discuția acum. Toți spuneți că dacă vorbiți, dar mai vorbim și noi. Până la urmă, chiar dacă sunteți pe telefon și mai veniți și cu jigniri. Eu am spus argumentat. Da, două secunde, haideți să vorbim pe rând. Domnul Dima, vă rog. Domnul Dima, vă ascultăm. Veniți să trăiți în România dacă e așa păi de vine, rău vine, nu, că nu a plecat decât pentru 3 săptămâni. Domnul Dima, vă ascultăm. Deci eu sunt în România, nu-mi povestiți dumneavoastră vorbe care n-au niciun sens. Eu sunt momentan plecat pentru câteva zile în afară. Nu sunt, vă ascultăm. În România, da. Eu. Pentru siguranța dumneavoastră. Dar lăsați-mă, vă rog, să termin. Da. Ca să dialogăm, că văd că vorbiți peste mine, ceea ce este inelegant și nepoliticos. Asta face și dumneavoastră. Eu vreau să vă spun doar atâta. Rămânerea noastră în Uniunea Europeană înseamnă dispariția noastră ca popor, ca națiune, ca obicei, ca absolut tot. Deja ne-am pierdut materiile prime, ne-am pierdut pădurile, ne-am pierdut resursele, ne-am pierdut resursa, materia cenușie, adică intelectualii, meseriașii, întreprinzătorii. Și acum suntem pe care să înlocuim populația României cu nepalezi și sri-lankezi. Lasă, cred că nu știți ce spune, stimate domnul. Ba da, știu foarte bine ce spun. Văd că dumneavoastră le știți așa pe toate, sunteți atât știutori. Este ieșirea din Uniunea Europeană. Vă salut cu respect și mulțumim pentru intervenție. Un an bun, domnul Dima. Vă așteptăm la Capital TV. O seară bună, cu drag, cât de curând. Dacă nu era Uniunea Europeană, nu mai era acum în Franța atât de ușor. Nu știu, bine, ce vă rog, domnul Sebastian Popescu, vă ascultăm și apoi domnul Stan Dumitrica. Care sunt avantajele majore, da, pentru cetățenii români, că au putut să plece foarte ușor în Europeană să muncească și să circule. Este un mare avantaj. Nu l-aveam înainte, era viză. Păi și cu ce ne ajută noi că plecăm afară și nu mai rămâne nimeni în România? Există foarte multe avantaje că România se află în Europeană. Spuneți-ne. Există și foarte multe dezavantaje. Păi nu, de unde? Păi v-am spus. Imediat și-am pus să-mi spune domnul Cotinghiu soluțiile fără același acum, da. Cei din Marea Britanie, dacă haideți, domnul spațiu Stan Dumitrică, să lăsăm și pe trebuie să intre cu viză, da? Okay. Nu da. Merge așa. Eu vă spun așa, într-o limba simplu. Da. Da? Am pus cu apă, domnul, am pus cu apă și nu pot să beau apă din el pentru că trebuie să cumpăr de la vecini. Avem petrol, gaze, Marea Neagră, nu putem să dăm cetățenilor, cetățeni români, și trebuie să cumpărăm de la unguri, trebuie să cumpărăm de la ruși. Mie mi se pare anormal. Da? Eu propun, și problema la noi, buboiul nostru, este sistemul de a alege, de a reprezenta circumscripțiile. Pentru că ei când ajung sus, își fac interesele meschine. Da? Din punctul meu de vedere. Și atunci mă întreb, uitați-vă, noi nu știm, deci de 30 de ani, nu mai știm să numărăm voturile. Dacă Becaliș trimite un cioban în sectorul 1 să numere câte voturi a primit Franțuzaica și câte ăla, nici într-una n-am primit. Despre ce vorbim? Nu cumva mi se trage cu... de sectorul 1, nu că nu știm să numărăm voturi. Dom'le, nu mă acolo judecați. Nu se vrea. Nu mă judecați. Să se știe adevărul acolo. Eu mi-am spus opinia. Nu v-am judecat. Eu nu vă întreb. Eu v-am spus opinia. Dreptul la opinie. Eu iubesc viața și vreau să trăiesc bine. Și mă întreb asta. Bă, de ce nu trăiesc eu bine? Am muțit 40 de ani. Pentru de că nu v-ați ales conducătorii potriviți, de aceea nu trăiți. Prin telefon, domnul Petre Răcănel, președintele Societății Civile Românești. Bună seara, domnul Răcănel. Bună seara, vă ascultăm. Felicitări pentru emisiunea deosebită care a făcut-o de importanță națională și internațională, acțiune, eu, pentru că de suveranitatea, de independența, de identitatea poporului român depind toate. Toate aceste trei atribute pe care ar trebui să le avem,
nu ne putem dezvolta, nu putem merge pe drumul luminos pe care și l-au imaginat strămoșii noștri vitezi care au luptat pentru aceste atributuri. Ce, nu-i putem onora. Ce vreau să adaug? Mi-a plăcut extraordinar de mult de intervenie cu domnul Dima. A spus mult adevăr și nu vreau să repet. Acestez la cea sfântă, invitații dumneavoastră sunt deosebiți. Toți trei. Ce-mi pare rău că domnul din Senat, domnul, sau de unde este domnul Popescu, poate are curajul să spună din cauza nemeritilor, bienelor ăstora. Dar toți trei sunt bine păzuiți. Ce și societatea românească, politica românească are nevoie de acest domn. Vreau să atrag atenția la niște elemente. Acum, când noi nu trebuia să punem în Uniunea Europeană, unul, pentru că noi eram pregătiți. Dar dacă tot, și nu am intrat noi poporul român, au intrat cei care au vrut ei, că noi nu ne-am dat vizit, am făcut un referendum, nu ne-am întrebat 20 de milioane aproximativ, dacă vrem sau nu vrem, iar eu personal, dacă luați arhiva din urmă, cu stimabilul și arhiv cunoscut un moderator de la B1 Barbu, a fost la B1 și nu. Cred că vorbiți pe speaker, domnul Răcănel. Încercați să nu mai vorbiți pe speaker. Cum? Să nu mai vorbiți pe speaker, că vă auzim de speaker. Am atras atenția la vremea respectivă, acum, că noi nu suntem pregătiți. Eu sunt într-o țară europeană dezvoltată, Germania. Iar din anii 90, de când am ajuns acolo, nemții și francezii ne-au spus, noi facem uniune, prietenii, nu dușmanii, noi facem Uniunea Europeană pentru noi, nu pentru voi. Petrică, noi ne pregătim pentru noi. Cu alte cuvinte, sub o formă modernă, economică, dezvoltată anilor pe care îi trăim, ei au pus la cale un plan al lor de a ne subjuga, cum au făcut toate imperiile, și cum au vrut Napoleon, Hitler și alții. Iată că acum vedem cu toții că la conducerea Uniunii Europene, în loc să vină europeni adevărați, în Parlamentul, în Consiliul European și peste tot, sunt acești oameni care au editat și dacă vreți să intrați în amănunt, au editat cărți în 1990, din 1910 încoa, și broșuri prin care spuneau așa, oameni de la Parlamentul European, vă conducem cu siguranță prin jungla pieței comunitare. Iar în ultimii ani de când am intrat noi, au schimbat broșurile și spun, vă conducem cu siguranță prin jungla pieței românești. Da. Atenție la ce vă spun, că nu glumesc. Ce ar trebui să facem noi acum ca stat? Să ieșim din noi? Emisiuni făcute foarte bine și de Barbu. Da. Politice cu ambasadori ai României. Le-am atras atenția din interiorul Europei, de acolo de unde a fost. Cu a venit cu broșurile, să ia arhiva, să vadă. Așa cum a luat-o acum cu 10 ani de zile în urmă, când a publicat pe marile ecrane de televiziuni, de fapt acum marele ecrane este Capital TV, din câte îmi dau seama. Pentru că spune adevărul și prezintă oameni care își exprimă părerea adevărată, nu care manipulează țara de atâtea ani. Dar vă spun eu, Răcănel, că mă cunoașteți mulți dintre dumneavoastră. Este o farsă, a la fătul. Își bat joc de România. Aduceți-vă aminte, când Ilie Șerbărescu, un om deosebit, vă spun părerea mea. Păi, l-am avut de atâtea ori aici. Trăgea și dumnealui atenția, acum vreo 15 ani. Nu, l-am că suntem un popor de sclav, că suntem pe cale, sau ne-am pierdut independența și suveranitatea. Domnul Sultan, care sunt convins și o să vedeți viitorul, că ea partide dumnealui, nu la alții din televiziune, prezintă frumos și probabil că și dânsul e mai rezervat din cauza CNA-ului, care a devenit o altă babă urâtă pe aici, până pe piața românească, care amendează, care sancționează, în loc să lase poporul, adică demoscrate puterea poporului, atâta timp cât e un instrument politic, e greu suferințele și umilința prin care trece. Noi suntem într-o perioadă extraordinară acum. Noi suntem într-un război total, și am mai fost de câteva ori. Dar ca acum, niciodată. Părdeoii ne-au jefuit, hoții, imperiile care ne-au atacat și ne-au asuprit de-a lungul timpului și pe care noi nu le putem depăși. Oricât am vrea noi și fabulează pe micile, barile, clare, nu pe micile astea cum suntem noi acum, fabulează mulți, noi nu putem să ne comparăm cu marile puteri care au sujucat popoarele de-a lungul timpului, marile imperii.
printre care se află și de cei care vorbim noi, care au colonii și acum, oficiale, nu că spunem noi. Ăștia sunt mari și fac ce vor. Cu cine ați vorbit dumneavoastră mai devreme? Și domnul Dima, nu vreau să-i menționez numele, că îi fac prea mare propagandă și ajunge cine știe cine. Merită. Dânsul a punctat extraordinar de bine. Este dreptul la determinare al fiecărui popor. Eu vă pun o întrebare și vă spun și soluția, din punctul meu de vedere, da, al societății civile. Că v-ați zis cu societatea civilă, că toți spun că Simion a ieșit în piață. Nu, domnilor, nu este Simion. Așa spuneau și pe tipuri, că au ieșit câteva mii de revoluționari în 89. Nu e adevărat. Au ieșit 3 milioane de oameni. Numai câteva mii sau mai multe mii au devenit revoluționari. Au beneficiat, iar alții, da, chiar au fost revoluționari din suflet și din instinct, cu sunt unii dintre dumneavoastră și alții care, pe care noi cunoaștem. Poporul trăiește și este nativ, inteligent, deștept, suveran, se consideră și acum, când am rearborat steagul în piața universității, unde domnul Sultan a participat cu alți doi domni deosebiți patrioți români, Hornet și alții, și cu mine, a fost acolo 60 de zile. Am întâlnit pe nepotul lui Antonescu, acolo, chiar pe bune. Și a zis, eu nu mă legitimez, le-a spus la cei care au vrut să legitimeze piață. Eu sunt suveran, atenție, un om simplu, un muncitor, a avut curajul să le spun autorităților, eu sunt suveran. Și mi-a adus un document prin care el era suveran. Că nu-l recunosc unii care abar nu au de Constituție, cum bine punctat domnul Sultan aici, nu-l lovesc. Că am să mă iau la sfârșit de dumnealui și o să-i spune ce trebuie să facă. Să nu mai facă jocurile CNA-ului și a nimănui. Să vă lase să vorbiți liber, pentru că televiziunile sunt televiziunile poporului, cum a fost televiziunea română, și au pus mâna tot ei pe ea. Nu l-o să o lase la dispoziția noastră. Se vorbește limba germană, la Ministerul de Externe bulgară, maghiară și toate limbile posibile, iar la Ministerul de Externe, unde a făcut parte din multe comisii, vorbeau la întâlnirile noastre cu toate ministerele limba germană și limba engleză. În Ministerul de Externe, în loc să se vorbească limba română. Și a trebuit să mă ridic, să mă compromit din nou, pentru că prin atitudinea mea, să nu credeți că faci o favoare treaba asta. Că am reprezentat și eu la viața mea în România și aș vrea să vorbesc cald. Dar când aud că încă noi vorbim după 32 de ani de suveranitatea pe care nu o avem, vă spun că nu o avem. O avem după Constituția României. Dar atâta timp cât azi, atenție și ieri, a ieșit avocata poporului. Da. Și asta aș vrea să comenteze, că e o întrebare pentru distinși interlocutori. Simpli, dar adevărații interlocutori ai dumneavoastră, că ei spun ce gândesc, că ne pricepe și noi la oameni. A ieșit avocata poporului, a ieșit Terheș de la Uniunea, ca să vă dau concret. Și a spus că nu mai avem independență, nu mai avem suveranitate, că ăia faci vechi. Dar cât să ne mai spună, cât oameni cu nume și prenume să mai sacrificăm noi pe televiziuni ca ăștia lații să-i omoare a doua zi? Stimați domn, se pune problema acum, apropo de suveranitate. Iată că când a luat atitudine societatea civilă, poporul, câteva mii de oameni, nu știu dacă au fost 15.000 sau 3.000 sau 2.000, cum spun unii, așa, nu au fost ai lui Simion, au fost și ai lui Simion, a fost și chemarea lui Simion, dar eu cunosc piața foarte bine, să știți, piața românească. Au fost și din străinătate, oameni care nu sunt înregistrați la aur, au fost din România, întreaga țară, oameni care nu sunt înregistrați la aur, oameni care gândesc și sunt trup și suflet cu România, cu țara noastră, că trebuie să recuperăm. Să fie clar pentru toată lumea. Să nu mai permite nimănui să vorbească în alți termeni decât eu foarte puțin am auzit de domnul Dima în fața ambasadei ucrainiene, care nu ne mai dă, că nu să nu crede că suntem rusofii sau ucrainieni sau așa cum zic unii, care nu ne mai dau nici aici voie să vorbim limba. Păi asta altă problemă, dacă noi ne apărăm, ești Rusia, ești pro-Rusia, pro-Ucraina. Mulțumim mult pentru intervenție, mai avem puțin timp de la pauză. Așa de bine, și sper să ne cunoaștem. Să știți că sunt mulți oameni ca dumneavoastră și poate că nu ne măsurăm acum în toate uitiți în vorbă multă. Ce vreau să vă spun? Este timpul, mă rog frumos, vorbește vocea poporului. Să nu vă permite dacă ajunge deputat sau senator sau la televiziunile române să mai interrupeți poporul. Mai eu reprezint o mare majoritate, mă cunoaște domnul cu Gricolorul și îl felicit pentru că a venit cu Gricolorul. Pentru că este Dumitri, Gricolorul, culorile alea înseamnă ceva, că dacă iau pe tot la întrebări să-i întreb ce înseamnă roșu, galben și albastru, apar nou. Așa, simbolul ăsta național. Și e foarte bine că a venit cu el. Să le intre bine în cap. La toți.
dușmanii noștri și toți care aud, care vor o României, că nu vor învinge. Spiritul și sufletul românesc este mai tare decât are toată lumea asta de pe pământ. Noi suntem născuți să fim așa. Și întrebarea este următoarea și soluția, ca să termin, să nu vă monopolizez. Continuați pe ideea că ne-am pierdut suveranitatea, ne-am pierdut independența, că noi nu păstrăm. Uitați-vă că dreptul european, legea europeană bate legea românească. Acum, da, tot unii dintre partidele astea care noi am cerut dizolvarea lor, cei care au condus de 32 de ani, spun că vor să scoată în afara politicii pe aur. Este extraordinar ce tu pe aur ăștia. După 32 de ani... Singura spun, opoziție, aur vor să scoată afară. Ce am intervenit. Dragi domni, în 1989, eu sunt unul dintre aceia care am echilibrat balanța de plăți. Puțin acolo cât am putut, că au fost sute mii. Și am lăsat o moștenire poporului român. Ăștia de 32 de ani, că eu am tot ce trebuie. Au tot ce ne trebuie. Pură în continuu și a mai rămas ceva. Bine, a mai rămas. Mai trebuie și dovedit. Trebuie să ne concentrăm măcar acum când poporul român s-a deșteptat și pe asta aveți curajul mai mult din cauza acestor mici televiziuni care au fost extraordinar acum, să spuneți adevărul, să ne mai salvăm. Acum, nu mai târziu. Și spunea domnul Sultan, cum se face? Soluțiile. Păi soluția e simplu. Simplă. Să fim și noi cazii. Pentru țara noastră, cum a spus Trump acum 2 ani de zile la începutul pandemiei. Și uitați, luați discursul. Președintele Americii. Nu, dacă spunem asta, ne amenință că suntem naționaliști. Da. Dacă spunem România, fără... Din păcate trebuie să suntem naționaliști. Da. Nu mai avem timp, trebuie să luăm publicitate, domnul Răcănel. Mulțumim mult pentru intervenție. Domnul Sebastian 30 Popescu. De secunde. Da. Dacă nu gândim, ne afundăm și mai rău. Am spus că România trebuie să fie un stat independent suveran, da? Și că acest lucru se poate întâmpla dacă ai lideri care să asigure suveranitatea și independența. Și în orice apartenență, în orice club, în orice alianță, în orice organizație te duci ca stat. Pentru că nu poți să trăiești izolat în lumea asta. România trebuie să aibă parteneriate și economice și diplomatice cu toate țările membre UE și de pe glob. Păi pentru că românii restul, să aibă dreptul să călătorească și să fie reprezentați. Dacă, în ce sens? Dar noi ce facem? Nu putem avem vecini, să gândim așa că ieșim din Uniunea Europeană și ne ducem unde. Ce ne spune? România nu poate trăi ca stat izolat. Nu poate, normal că nu poate. Totuși, principiile de drept internațional trebuie respectate. România este parte la tratate și convenții internaționale pe care trebuie să le respecte. Sunt principii de drept internațional. Mai mult decât atât, România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele. Nu despre spune, asta vorbesc. Haideți să gândim întemeiate pe principiile și, nu... și pe normele generale admise ale dreptului internațional. Ce se întâmplă ipotetic? Vorbim dacă comunitatea europeană devin, da? Cum pare a fi, dictatură. Ce facem atunci? Stăm și ieșim ne afundăm? Din nume, dar nu cred că aici domnul Popescu... Păi unde? Ce se întâmplă? Haideți să ne uităm în jurul. Deci aveți lângă dumneavoastră doi reprezentanți, doi președinți de partid. Domnul Sebastian Popescu, care credeți-mă, e un, e un critic nu, eu nu vreau să conduc, fer al problemelor care nu s-au realizat și acelor care promis și nu fac nimic. Problema, greșeala care a fost, noi nu am făcut referendum. Pentru ce? Pe cum puteam să facem? Ce câștigăm, ce pierdem, da? Domnule, de la început s-a făcut greșeală. Păi, dar nu puteam să facem. Nu trebuia să intrăm nici în NATO. Parlamentul, votul a două, trei. Ce ne trebuia nouă NATO? Am făcut referendum. A fost cel care a votat. Dar mâine s-ar putea să vină chinezii. Și totodată. Și chinezii. Ce spune articolul 148 din Constituție? Normele Uniunii Europene au prioritate, dar în condițiile reglementate de tratatele la care România este parte, nu orice normă europeană. Exact. Pentru că ce nu știu foarte mulți oameni politici, aici pot să spun, că Parlamentul European emite anumite acte, deciziile care alea sunt obligatorii, exact, și vor deveni aplicabile în România dacă exact autoritățile din România emit norme, decizii, ordonanțe, hotărâri. Și aici eu dau un singur exemplu de aplicabilitate. Exact. Altfel nu vin. Că tot vorbea domnul Dumitrică de articolul 20, cu asta luăm pauză. Articolul 20, o să citesc decât alineatul 2, spune că dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile fundamentale vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu pactele și celelalte tratate la care România este parte. Da? Deci au prioritate, cu excepția cazului în care Constituția conține dispoziții mai
favorabile. Exact. Deci ăsta a fost modificat. Niște contradicții foarte mari aici, domnul Sultan. După cum puteți observa, contradicții foarte mari. Nu o să intru în cadrul legal în legi și asta. O să intru, fără lege nu se poate. Păi, fără lege, legea. Ne spun aceleași legi care la noi se aplică într-un fel, în altă parte, în alt fel. Haideți să vedem să o spun. Eu sunt pentru foarte Europa, dar mă bucur că sunt sunteți canalizați pe problemele astea. Dar sunt în același timp și pentru restul țărilor cu care avem, trebuie să avem relații de vecinătate. Da. Numai noi că trebuie să luăm pauză și după pauză revenim cu subiectul acesta important. Mulțumim mult. Pauză și revenim. Fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie votabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresele astea? Cât a costat? Sunt Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.
Am revenit în platoul Capital TV, dragi spectatori, partea a doua emisiunii, Realitatea în politică. Titlul emisiunii, Suveranitatea națională, invitații mei, domnul Sebastian Popescu, președintele Partidului Noua Românie, domnul Marian Cotinghiu, antreprenor, și domnul Stan Dumitrică, președintele Partidului Socialist Creștin din România. Pentru că în prima parte am discutat despre aspecte ce țin de, eu știu, ceea ce a generat practic intrarea României în Uniunea Europeană din anumite puncte de vedere, totuși ar trebui să nu uităm că starea de fapt în care România se află s-a manifestat, zic eu, până în 2007, dar mai ales după, din anumite puncte de vedere, însă revin la faptul că suveranitatea națională, așa cum spune Constituția la articolul 2, aparține poporului român care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Deci, guvernanții sunt principalii vinovați pentru starea de fapt a României în acest moment, iar faptul în alineatul 2 că niciun grup și nicio persoană nu poate exercita suveranitatea în nume propriu. Domnul Cotinghiu, vă dau cuvântul. Ați menționat foarte bine 2007. Realitatea este că din 90 până în 2007, datoria României ajunsese la 7 miliarde. Din 2008, în 10 ani, în 10 ani, 130 de miliarde. 80 și ceva de miliarde, da, datorii. Deci în 10 ani s-au luat de 10 ori mai mulți bani decât s-au luat în, până în 2007, în 4-5 guverne succesive, PNSD, FSN, PDSR, PNCCD. Deci, ca să înțelegeți, în doar 10 ani de zile s-au luat 80 de miliarde împrumuturi de la comunitate și femei, plus banii nerambursabili, pardon, de la comunitate. Acum, după 2010-2012, împrumutăm fără număr. Non-stop, bani, 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 care nu ajung nicăieri. Eu să zic, din 130 de miliarde de datoria României, eu nu cred că 30 de miliarde au fost investiți cu adevărat în România. 100 de miliarde sunt bani pe care ar trebui organele noastre de anchetă, organele noastre, poliția, DNA-ul, cine ar trebui să se ocupe, să facă investigații, unde au fost, unde sunt banii de care s-au împrumutat? Sute de miliarde, sute de miliarde. Să ne spună domnul Dumitrică, unde sunt banii domnului Dumitrică? Soluția, că e cu domnul... Pentru că sunteți cu domnul Ceaușescu, da, care a dus țara la zero datorie, este 1989, deci un om... Ca el se naște odată la 500 de ani. Ce ați vrut să spuneți cu asta? Pentru dar că țineți-l exact pe mijloc. A împrumutat 20 de miliarde, a făcut fabrici, uzine, locuri de muncă. Iar acum s-a împrumutat 70 de miliarde. 130. 130, cum spune colegul, și nu e transparență, nu se vede unde s-a dus. Nu spitale, nu școli. Dar de unde aveți tabloul ăsta? De unde l-aveți? De la... Ia mai arătați-l deci, odată. Deci, acest tablou l-am primit... Ține-l așa acolo pe masă. De la muzeul un... vechi, se vede că e calitate. De la Neasandu, așa e, un muncitor care a zis, bă, nu ți-l dau la nimeni, ți-l dau ție, că tu te resădești cu el la partid. Am înțeles. Și de Partidul Socialist Creștin din România. Da. În loc de Partidul Comunist Român, Partidul Socialist... De ce așa? Cuvântul comunist... M-am citit în capitol, face o trimitere la Aristotel, în care Aristotel spune cum triburile barbare strâng recoltele și se împart în mod egal, de aici vine cum de comun. Dar tot Marx spune că comunismul va fi în țările dezvoltate. Uitați-vă azi la ora actuală, țări dezvoltate care acum sunt hotărâte să facă o republică universală. Deși spune într-un limbaj colorat, spune niște adevărul. Înțeles, da, așa este. Corect, marxist înțeles, progresiv. Asta ce se întâmplă acum în comunitate. Bun, și aș vrea ceva pe domnul Dumitrică până îi dau cuvântul domnului Sebastian Popescu. Partidul Socialist Creștin, da? Ce, eu știu, soluția aveți dumneavoastră pentru a schimba starea de fapt din România? Deci noi pornim de la principiul patria, da? Țara. Țara este o întindere de teren locuită, condus administrativ. Buboiul României este că noi suntem conduși noi prost. E o organizare pentru dezordine, nu e organizare pentru ordine. Cum aduceți starea de ordine? Prin, în primul funcționarii să ocupe locurile prin concurs, exact ca la american, vine 99, pleacă 99. Da? Executivul să execute legile date de legiuitor, deci de parlament,
Da? Să fie o transparență la tot ce se face. Asta am și, asta am și spus cu, cu treabă, cu referendum. Le să știm și noi ce câștigăm, ce pierdem, nu? Ce sancțiuni primim? Că primim sancțiuni dacă nu executăm. Exact cum a fost și cu NATO. N-am făcut referendum, n-au ai susținătorii noștri, deputații parlamentari, au semnat. Secunde. Domnul Sebastian Popescu, era necesar să facem un referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană sau NATO? Din punctul nostru de vedere. Oricând organele reprezentative ale statului pot declanșa decide numele poporului român și asta și se întrebe poporul, da, dacă în acel moment nu era o cerere imperativă în Constituția României. Sigur. Da? Asta a ținut de puterea reprezentativă. Dacă au dorit să-și asume ei prin vot un parlament sau mergeau la popor. Parlament egal popor. Însă, da, marea majoritate a cetățenilor erau favorabili. Păi, vă dați seama atunci că toată lumea credea, intrăm în UE, vai, da, cu ce mare greutate am fost acceptat. Aș vrea să punctez câteva lucruri. Ați citat din Constituție că poporul își manifestă suveranitatea prin reprezentanții săi, rezultații în urma legilor libere și corecte și așa mai departe. Așa ar trebui să fie. Ne uităm de ce s-a întâmplat cu un exemplu la legile locale din 2020, 27 septembrie, la sectorul 1, nici până în ziua de azi nu s-au lămurit lucrurile. Ne mai uităm faptul că la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 s-au prezentat efectiv la vot doar 32% din românii cu drept de vot. Și un lucru extrem de important. 10% din voturile valabile exprimate sunt redistribuite. Da. Pentru că acele partide nu au făcut pragul electoral. Corect. Și potrivit legii electorale s-au redistribuit mandatele către partidele care au făcut pragul electoral, lucru care nu este în regulă. Acei cetățeni, dacă doreau să fie reprezentați de ceilalți care au făcut pragul, mergeau și votau pe ei. Eu consider că e o deturnare efectivă de voința poporului și a votului prin această redistribuire. Cel mai corect ar fi vot proporțional, da? De sus până jos, alocăm mandatele fiecare în funcție de câte voturi a primit. Pentru că oamenii au muncit, au alergat în campanie, au cheltuit niște bani și oamenii au vrut să fie reprezentați de acea formațiune politică, nu de alții. Deci, practic, noi în acest moment avem Parlamentul format din voința a 22% din poporul efectiv cu drept de vot, și atunci lansez o întrebare retorică. Păi așa ne putem manifesta noi suveranitatea națională prin 22% reprezentanți? Bun, o să este, candidați în 2024. Ce faceți ca să atrageți? Dacă ne dă Dumnezeu măcar 30% din cei 60 și... De un an de zile, Partidul Noua România a început o procedură de reorganizare internă și o campanie de recrutare de noi membri, în special din rândul nemulțumiților, din rândul românilor care nu mai au niciun fel de încredere în actuala clasă politică, le facem invitația de a se implica, să vină alături de noi, să construim acest proiect politic, să-l transformăm într-o alternativă la actuala clasă politică și să ne pregătim încă de pe acum, în mod serios, temei din toate punctele de vedere, pentru alegerile din anul 2024. Veniți la putere! Ce faceți? Tot ceea ce trebuie pentru a ridica nivelul de trai al cetățenilor români, pentru a corecta toate inechitățile sociale în toate domeniile, de sus până jos. Cum spuneau foarte mulți români, că trebuie schimbat de la mătură de sus până jos. Asta dorim să facem. Totul depinde de procentul electoral pe care noi îl vom obține în alegeri. Sperăm să fie cât mai mare, să avem o putere de legitimitate și de legiferare cât mai puternică. O mai spun și am mai spus-o și o voi spune de fiecare dată. Marea problemă în România în ultimii 32 de ani nu o reprezintă banul, ci o reprezintă leadership-ul. Nu am avut liderii potriviți care să lupte pentru această țară, să se bată pentru interesele ei naționale, să o dezvolte, să o ducă pe un drum bun. Din păcate, din toate punctele de vedere, am suferit la capitolul leadership și suferim în continuare. Alte popoare o duc bine și au dus-o bine pentru că au avut conducători buni. Sperăm ca în 2024 românii să poată să aibă opțiuni mai multe și să nu mai aleagă aceiași conducători, că din păcate de 32 de ani cu mici excepții, sunt cam aceleași formațiuni politice și cam aceiași lideri care domnul Dumitrică, vă rog, și apoi domnul Cotindiu. Acum aș vrea să răspund din opinia mea. Domnule, cu lideri ăștia, toți liderii
au dosar sub masă, Miro. Cum vorbești? Cum ți-au scos dosarul și zice, vrei să spargi familia? Că te-am filmat acolo. Vrei să-ți arăt caseta când ai luat bani? Și ăla zice, stau în banca mea și... Bine, nu putem generaliza de la câteva excepții. Câțiva. Dacă sunt șantajabil, să anunțe public că sunt șantajabil. O secundă. După care, eu ca să particip, mie îmi trebuie 100.000 de semnături. Și m-am întrebat, de ce nu mergem pe legile parlamentare? În Anglia nu e legea partidelor. Te-ai înscris, ai câștigat, ți-ai luat locul. Noi nu punem candidat pe circumscripții. Fiecare circunscripție are un raport de ăla. Unul a intrat la pârnaie, vine următorul din listă. Așa mi se pare mie democratic. Adică o chestie. De ce? Trebuie să... nu știu cine să vină să, după locul 4, pe locul 1, care nu e corect. Acela e sistemul de redistribuire cu care rezolvă. Nu mai ce este discutabil, nu este normal. Noi vrem corectitudine. Și eu am ridicat de foarte vrem multe ori să apretăm sistemul de selecție. Bun, și de cine depinde? O să vă spun imediat și domnul Sebastian Popescu. Nu depinde tot de politic? De popor, până la urmă, că politica asta nu se alege singură. Dacă poporul merge masiv la vot și vor alege altceva, cu siguranță este imperios necesară. E un impediment în a reforma clasa politică. Este criminal de greu să ajungi din postura de cetățean în postura de candidat pe legea electorală din România. Și această lege a fost făcută de actualele formațiuni politice ca un scut pretorian care să le asigure perpetuarea sinedii acolo. Însă, dacă românii vor cu adevărat o schimbare, se mobilizează, ne mobilizăm, ne unim și în 2024 facem contraofensivă. Noi Partidul Noua Românie, nu umblăm după electoratul lor, cei 22%. Normal. După cei 68%, celor 68% care n-au încredere în actuala clasă politică și vor cu adevărat o schimbare, dar să înțeleagă că nu absenteismul reprezintă soluția de schimbare în România. Nu prin absenteism. Problema nu, prin implicare proactivă, printr-o prezență masivă la vot și să-i determinăm pe ei în mod democratic să-i scoatem din viața politică. Este foarte simplu. Răsturnăm piramida, da? Și atunci vedem alte rezultate. Păi tu dacă mie, într-un an de zile, n-ai fost capabil, da? Să-mi spui câte voturi a avut Tudoreghe și câte voturi a avut Tudoreghe. Uite, mai puțin. Uitați-vă acum la Casa Poporului. A spart geamul. A spart geamul. Intră la camă. Umblă la camă. Despre ce vorbim? Nu vi se pare că e un haos? Da. Domnul Cotinghiu. Care sunt oameni care nu merită? Liniștiți-vă, nu mai elevați. Să cităm că schimbăm legea electorală, să zicem că ajungem, cum spune dânsul, ajungem la... Calmați-vă, domnul Dumitrică. Da, e ok? Realitatea este că, în primul rând, românii, marea majoritate a românilor sunt nemulțumiți. Marea majoritate. Iar cei care sunt la vot, că sunt electoratul PSD-ului, PNL-ului sau alte partide, nu au aceleași idealul, țelul ca oamenii de rând. Deci ei pur și simplu sunt luați, duși în autobuze, votați cum erau pe vremuri, manipulați într-un fel sau altul. Marea majoritate a oamenilor, a românilor care locuiesc în România, sunt nemulțumiți și de sistemul în care dânsii spun că în comunitatea, că să fim membri ai comunității europene. Și vă zic și de ce. Pentru că chiar dacă, să zicem că ajungem la concluzia domnului, n-am reținut numele, Sebastian. Ideea este următoarea. Dânsul vine cu aceleași, sub altă formă, cu aceleași noțiuni, aceleași idei. Că noi suntem de vină, că nu ne-am luptat pentru a ne obține drepturile de la comunitatea europeană. Acum haideți să revenim asupra acestui subiect, pentru că n-am avut timp. Dar cine devine Germania? Să explicăm soluțiile care le-am avea. Ce facem dacă ieșim din Uniunea Europeană? Exact ce a întrebat domnul Sebastian. Haideți să vă zic ceva. Acest lucru se va face tranzitoriu. Cum face Ungaria, cum face Polonia, cum a făcut Marea Britanie. Polonia, Ungaria, sunt membri ale UE. Sunt membri ale... Corect? Sunt acum. Acum. Eu întâmplător cunosc pe Nigel Farage din Anglia. Am stat de vorbă de câte, nu știu dacă sunteți la, să zic, un fel de naționalist al lor. Da, știu cine.
Acum 20-30 de ani, când el spunea lucrurile astea în Parlamentul European, râdeau de el, râdeau de el și spune, domne, ești nebun, cum să iasă Anglia, cum Anglia, păi fără noi sunteți terminați, fără noi n-aveți nicio șansă. Dar ușor, ușor, englezii și-au dat seama că, de fapt, nu oamenii aleși conduc la Bruxelles, un grup de birocrați, care, din păcate, da. Din păcate, care ușor, ușor, ușor și-au pus în platforma lor progresistă, neomarxistă, că aici îi dau dreptate lui domnul Ceaușescu. Domnul Dumitric, nu Ceaușescu. Stan Dumitric. Un om foarte simpatic, deci mi-e greu să mă abțin. Și un om sincer, patriot. Adică zâmbesc așa, este foarte patriot. Dar să nu știu, ce aveți un scop la viitoarele alegeri? Pentru a ocupa o funcție publică, nu, pentru ce? Vreau, pentru bani sau pentru eu vreau ca națiune. România. Vă rog. Deci, România să trăiască mai bine ca în Ungaria. Toate asta bune și frumoase, numai că o gândire simplistă trebuie să aibă ustensilele necesare să facă lucrul ăsta. Nu poți să vii cu o gândire să spui vreau să... Da, vreau, e normal. Trebuie mecanism. Trebuie... Păi asta trebuie dumneavoastră. Noi n-avem mecanism. Deci, aveți, nu numai mecanism, aveți oameni. Dânsul spune că o să vină cu oameni. Domnul Sebastian Popescu deja se organizează destul de bine. E foarte bine și cu lac, eu le doresc succes. Ideea este următoarea, că așa ne-a spus domnul Constantinescu, am 10.000 de specialiști și după 3-4-5 ani m-a bătut sistemul. Păi când să te cred eu? Când îți spui că ai specialist sau când te bate sistemul? E normal să vină să-și facă fiecare campanie, ei, să-și promoveze ideile lor. Cum învinge sistemul, domnul Cotinghiu? Noi nu suntem nicio barcă, domnul. Noi suntem oameni simpli, oameni care n-avem nimic de câștigat, decât vrem să fie mai bine pentru țara noastră. De ce mă implic eu în lucrurile astea? Mă implic, m-am săturat de 32 de ani să mă lovesc cu orice afacere, orice lucru care vreau să pun pe picioare. Vă dau un exemplu. Ca să ai o firmă în România, 112 taxe. 112, să deschizi o firmă în Anglia, ai deschis o firmă primul an în care ai deschis, nu, dacă ai profit sub 20.000 de lire sterline, nu plătești nicio taxă la stat. Noi românii închideam și deschideam altă firmă. De aici știau, era legal. După care deschideam și pe a treia firmă. La un moment dat, când aveam angajați, aveam oameni și eram puternici, nu ne mai convenea să schimbăm sediu dintr-o parte în altă. Și începeam să plătim taxe la statul englez. La noi taxe. Ei ce, cu ce vine? Nu vorbesc de dânsul în general, vorbesc clasa politică. Acum taxe, au mărit iar taxe. Păi domne, în loc să stimulezi creșterea, oamenii să vină să facă afaceri și mai o chestie, să ajute și oamenii români, autohtoni. Nu se poate așa ceva. Tot ne închinăm la Bruxelles, în realitate Bruxelles ne dă foarte puțin, foarte puțin. Taxe mari, impozite, 85% din industria alimentară este, noi cu în proporție de 85% alimente noastre sunt din comunitatea europeană. 85% agricultura e la pământ, industrie n-avem, degeaba venim noi împrumutăm bani să plătim împrumuturile din 2007, plătim 600 de milioane pe an împrumuturi care le-am contactat în 2008-2009, când tot așa o gașcă de oameni serioși au luat bani foarte mulți, foarte mulți și acum am văzut că au conturi prin Singapore câte 2-3 miliarde. Pe mine, sincer, domnul Sebastian Popescu. Aveți dreptate, știu și eu aceste lucruri, dar soluția practică legală, fără să ne gândim la o lovitură de stat sau o lovitură militară, este aceea. Asta e calea. Dar, haideți să ne organizăm, să mergem în alegeri cu niște candidați corecți, onești, pe care oamenii se cunoască. Asta face Partidul Noua Românie de anul trecut din ianuarie. Foarte bine. Foarte nu bine, stăm bine, pe ureche. Da? Luăm om cu om, niște bob cu mecanisme bob. Să-i tragem la răspundere pe toți păi parlamentarii care au intrat și au banii, să știm în momentul ce în care făcut vom avea concret și pârghile necesare, că ei acum nu avem decât să ne răsculăm și să luăm pe sus eventual. Dar legal vorbind, îi putem înlocui, motivăm pe cei 68% marea majoritate să vină la vot și atunci ei vor fi în minoritate și altcineva va conduce România. Românii care sunt aleși în mod onest. Ipotetic, sunteți un idealist. Adică haideți să vă zic, sunteți un partid foarte mic. Ok, vă dau răspuns. Sunt foarte mic. Sunteți la început. Nu luați ca pe jignire. Aveți un obiectiv. Fiecare partid are obiectivul lui. Eu încerc să gândesc logic și să spun care sunt pașii logici și dumneavoastră vorbiți la modul ipotetic și general. Nu, sunteți idealist. Dumneavoastră ați deschis conversația, ați spus că noi n-am luptat pentru drepturile de la comunitatea europeană. Păi dacă luptam, nu le aveam. Și adevărat. Păi dacă nu lupta, dacă luptam, le aveam. Păi stați și în cum dumneavoastră ați luptat? Și au distrus tot. A fost tu bărți, nu eu, că nu sunt reprezentantul statului român la Bruxelles. Liderii politici, domnule, că iau instrumentul de reprezentare. Dumneavoastră să fiți președinte partidului, cum o să luptați?
Păi spuneți-i concret, așa ne spuneți vag, de altul domn, să facem. Sunt președintele partidului, dar eu nu am funcție de reprezentare în statul domnule, român. Domnule, aveți un proiect, structură. Un plan de management, cum să conduceți România. Da, deci, domnule, mă, dați-mi idei, Ceaușescu ne-a spus cum vrea dânsul să conduce. Spuneți-i dumneavoastră. V-am spus... prin alegeri libere, dacă noi primim mandatul, am înțeles asta. Vom merge și vom negocia întâmplă? De fiecare dată în avantajul României, nu dezavantajul ei. Indiferent că e vorba de NATO, Uniunea Europeană sau relații comerciale sau diplomatice. Nu mă convingeți ca eu să mi trebuie să-mi spune ceva concret. Domne, ce facem? Unu. Dar mă duc să mă bat cu neamțul să-mi dea mie vaca să nu-i dea. Eu nu am vorbit de bătaie aici. Eu vorbesc de un proiect în care dumneavoastră veniți cu ceva în care schimbați ceva. Haideți să... Da, domnule, schimbați. Medieze această discuție, domnule Dumitrică. Prin alegeri, domnule, prin alegeri. Mai arătați-ne o dată. Hai să mai vedem. Soluția, uitați, domnule, care e. Arătați-ne soluția. Soluția asta e, uite. Asta e soluția. De multă bani. De 30 de ani ce ați făcut? Ați luat bani și i-ați cheltuit la bordeluri, la coasta cine? De... Hai, nu la bordeluri, da. Cine? Clasa politicienii, hai la bordeluri. Nu vă adresați la mine când ce ați făcut de mine eu. N-a fost la putere niciodată. Domnul Ceaușescu, el are dreptate în sens. Deci, să o luăm așa, practic, sub managementul Ceaușescu. Sub managementul Ceaușescu, sub administrația, poporul român a reușit să-și plătească datoriile. Poporul român a devenit... Dar cu ce sacrificii? Sunteți nostalgic. Foarte mari. Foarte mari și sunt foarte mulți oameni care au suferit. El și-a făcut, Ceaușescu și-a realizat vocația, menirea, da? A refăcut-o. Eu acum nu pot să rămân țepenit în trecut. Domnul Ceaușescu, ce le spuneți la oamenii care au murit la canal? Ce le spuneți la oamenii care au suferit și au luptat cu ce? Da, da. Vă rog frumos, nu puteți să spunem. Singurul nostru avantaj este că în anii 90 am rămas fără datorii. Noi am rămas fără datorii și noi trebuia să luăm ce a fost bun de la Ceaușescu. Greșelile s-au fost niște victime colaterale. Păi da, dar nu e de ajuns. Nu știu dacă... Păi de ce? Americanii de ce au spus? Când au aruncat un pod în aia. Au fost niște victime cu alte bără. Da, adică erau, nu erau ai lor, domnul. Erau în Irak niște taximetri. Nu erau ai lor americani ai lor. Dole, dacă știți câți am fost da, să-mi scot dosarul. Da? Știți cât am văzut? Eu am văzut 175 de oameni. Au fost tortură. Ce spune? Și noastră îmi spuneți de mii. Da, ideea este că o gândire simplistă ne duce undeva simplu. Adică gândirea două secunde merge... avem un telefon. Domnul Florin din Câmpina. Bună seara! Bună la mulți seara. Ani! Să trăiți la mulți ani, Doamne ajută! Doamne ajută România, vă ascultăm! M-am uitat, am tot văzut soluția. Da. Vă spun pe aia dreaptă care e. Care? Și pe urmă începem să vorbim de ale noastre, așa. Da. Ne ducem acolo la Evanghelie, la Ioan 15 cu 5, parcă e zice Hristos, fără mine nu puteți faceți nimic. Deci dacă nu luăm în considerație preceptele evanghelice, ce spune Biblia, ce nu știu ce, nu reușim niciodată. Adică să fim oameni, să fim oameni. Așa, cum ne-a făcut Dumnezeu, adică oameni cu capul pe umeri. Credința acum rezolvă problemele că... nu. România e un popor credincios și totuși, întotdeauna noi nu ne-am decis singur soarta, cu mici excepții, dacă pot spune așa, am depins de alții. Așa cum a început domnul Sebastian Popescu la începutul emisiunii, să scoată în evidență că imperiile vechi nu au renunțat la cele metecne de a domina ei statele. Noi ne integrăm și trebuie să ne integrăm într-un imperiu. Corect. Și nu știu de ce mai vrem, dacă credem că nu au făcut, de ce mai vrem să ne integrăm în imperiu? Singurul care a luptat a fost Nicolae Ceaușescu. Vă rog să mai arătați o dată tabloul ca să vadă și domnul Florin. Da? Noi la ora actuală mimăm credința. Așa e. Și cei care merg la biserică au impresia că sunt mari și tari, dar și până perioada comunistă și ăștia 32 de ani ne-am bătut joc de credință, așa, ar trebui să ne ducem așa cu capul plecat și să învățăm multe, multe, că mimăm credința legat de treaba sau credința. Cu Neanicu, Neanicu a ajuns la un moment dat de unul singur, știți? Că el, din toată lumea, era singurul care nu mai avea datorii. Și ce au făcut ei la alții? L-au săpat. Asta ne spunea și domnul Stan Dumitrică. I-au dat în cap. Bun. Întrebări dacă aveți pentru invitați, vă rog. Stați puțin. Da. Păi ce vreau să spun? Vreau să spun că la 1700 a venit generalul Bucov și a tras cu tunurile mănăstirile din Transilvania.
acum cu ăștia cu UE, ne-am rugat noi de ei să vină Schweighofer și să ne taie pădurile și să ne spună că din 2023 noi nu mai avem voie să mai facem focul cu lemne, că trebuie să taie Schweighofer pădurile. Sau sărim pe băieții ăștia de la AUR, căci că în afara legii, că nu știu cum, au sărit toate partidele, da, văd pe ei, că în afara legii să-i spune. De ce? De ce? Păi AUR-ul n-a participat la jaful ăsta de 32 de ani. Păi tocmai ei, păi asta e cea mai mare, în politică e tupeul. Și tupeul înseamnă nesimțire, neobrăzare. Neobrăzare, primul neobrăzat, facem, primul neobrăzat a fost... Da. Însă, din păcate, mai sună și alte persoane. Vă rog, rapid o întrebare, pentru că să nu ținem telefon ocupat. Dacă aveți întrebări, dacă nu, eu v-am reținut punctul de vedere. Și chiar mă bucur mult că ați intrat din nou în direct cu noi. Vă rog, domnul Florin. S-a întrerupt. Da, mulțumim pentru intervenție. Precizare, haideți, precizare. Vă rog, sigur. Nu, acea firmă austriacă a spus că nu mai avem voie din 2023 să facem, să ne încălzim cu lemne. Dar cine? Românii, care au scris PNRR-ul. Da? Și asta e adevărat. Da. Adică acel mare, celebru, cu ghilimele de rigoare, ministru al fondurilor europene, a cărui nume nu vreau să-l pronunț, că îmi provoacă greață, bine, a trecut în acel program celebru faptul că trebuie să renunțăm la încălzirea cu lemne din motive ecologice. Asta e o prostie, nu se va putea întâmpla în România, ținând cont de realitatea cotidiană și de gradul de dezvoltare și de racordare. Două secunde vă întrerup. Domnul Ciprian din Timișoara, bună seara. Alo? Da, bună seara, la mulți ani, vă auzim. Bună seara, la mulți ani. Aș avea și eu un răspuns la toate întrebările care le-am auzit și răspunsuri și așa mai departe. Deci România ar trebui să-și revină înapoi la tot ce este Made România, să facem industria din nou, să promovăm tineretul ca să poată să-și deschidă ceva, o fermă, ceva la țară, nu contează, orice. Asta trebuie făcut pentru România. Să ne revenim înapoi cum am fost, că noi suntem vânduți. Da. Mulțumim mult pentru intervenție. Dăm fiecăruia dintre invitați cuvântul. Încep cu domnul Stan Dumitrică, pentru că ce a spus domnul din Timișoara, practic dorește o întoarcere la ceea ce s-a întâmplat la momentul 1989. De exemplu, în sensul de a nu mai avea datorii, de a scoate în evidență valorile și așa mai departe. Vă rog. Deci, noi suntem Partidul Socialist. Pune problema, taxele și impozitele se întoarcă înapoi în sănătate, în învățământ, pentru că, de exemplu, în Japonia se învață până în clasa 7 bunul simț. Și noi nu-l avem din punct de vedere politic. Deci bunul simț. Și nu se dau nici note. Da? Deci eu cred că o parte... Deci la muncă, da? La muncă? Nu. Deci, la muncă, da? Nu, nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. În 89, deasupra ferestre mea striga, noi muncim, nu gândim. Și eu zic că a venit vremea întâi să gândim și după aia să muncim. Ce să mai gândim? Noi suntem vânduți, paravânduți, oamenii noștri lucrează în afară, copiii noștri să chinuie prin străinătate. Ne pierdem identitatea națională. Ne pierdem identitatea, spune, zi ce trece. Aici fiecare lege care, ascultați un secund, în tacit, se votează în Parlament prin ordonanțe de urgență peste noapte. Suveranitatea noastră a dispărut. Cât vreți să, ce să mai stăm să pierdem, să mai dăm o șansă dânsului că vine, spun niște povești și noi ajungem. Noi dăm o șansă domnului Stan Dumitrică? Dânsul la ce merită. Domnule, eu când spun gândit, înseamnă plan. Înseamnă statul să-i acorde unui om să facă o investiție, să-i returneze înapoi. Noi, de exemplu, la țară, am trecut pe la Călugăreni. Au pus trei grămezi de nisip la intrare, trei grămezi, unde era cel mai mare târg, unde oamenii veneau cu vacile, cu porci, cu aia, și a zis la gripă, și s-a pus când era gripă aviară. Și am zis, măi frate, nu trebuie piață de desfacere? Revenim la suveranitate. Despre asta e subiect. Ce se întâmplă? La suveranitate, dacă nu ai bani, dacă nu vă deranjez, domnul Ceaușescu, mă place de dumneata că ești un om amuzat, da, și popor și găsești o rezultat în outfit. Șablon. Foarte bine, vă rog. Și e patriot.
Este mare lucru, pălăria. Așa este, are niște, niște idei bune, simpliste, da, modul popular. Da. Ideea este că toate lucrurile astea trebuie transformate într-o platformă, în legi. Iar pentru asta vă trebuie specialiști. Da. Asta l-am răspundeți ce a spus domnul, de la, domnul Ciprian Parcă de la Timișoara. Da. Revenind la comunitatea europeană, dacă noi să fim sau nu, ok, ca să-i dau să că dânsul a întrebat ce soluție aveți voi. Da. Noi, să nu uite că poporul român, poporul român aici ar trebui să-și caute soluțiile, în poporul român, nu în cei din afară, nu în străinătate, în doctor, soc, whatever. Așa, români, doctori, profesori care au plecat în afară și au fost, și au făcut carieră de succes. Nu uitați că acum avem oameni care vin din diaspora, Călin Georgescu, Dan Dima și foarte mulți, asta e numele ce mi-au venit, oameni care au soluții. Acum, părerea mea, ce am putea să facem? În primul rând, am putea să negociem absolut tot la sânge cu comunitatea europeană. Așa cum Ungaria are o relație cu Rusia de vecinătate și are un leverage împotriva comunității, așa am putea și noi să facem. Nu să ne vindem pe nimic, pe degeaba. Asta ar fi una din soluții. Să începem să ne renegociem absolut tot și să nu mai acceptăm nimic decât dacă un referendum, dacă e cazul. Vrem să ieșim din comunitate? Putem să ieșim din comunitate, facem un referendum și dacă oamenii vor, asta facem. Iar dacă facem, trebuie să găsesc soluții. Pentru că de astea sunt oameni politici. Dacă nu au soluții oamenii politici, să vină la noi, poporul, că le dăm noi soluții. Așa cum Elveția, așa cum Elveția face ce face, așa cum Anglia se descurcă, ok, nu puteți să ne comparăm cu Anglia, a fost lidera Commonwealth, au 3, 4, 5, 10 continente care vorbeau engleză, Australia, America, jumate de Africa a fost engleși. I-au găsit soluții. Așa și noi găsim. Să nu ni se spună, n-avem soluții, unde ieșiți voi afară, ni se induce ideea că noi nu gândim unde a ajuns de bine. Credeți-mă, sunt oameni capabili în țară. Avem planuri pentru ei. Dacă ei n-au, să lase oamenii de rând, nu pe domnul Ceaușescu, da, că Ceaușescu, da, este puțin în urmă. Vă spun sincer, va depăși momentul. Ceaușescu a fost bun pentru ce a făcut el. Da. Suntem unde suntem acum. Noi am distrus tot ce a făcut el. În 90 noi n-aveam datorii. Știți ce spun de multe ori oamenii? Domne, și Anglia și Franța au datorii. Da, dar noi 90, noi nu aveam. Noi nu putem să ne comparăm cu ei, pentru că noi 90 am plecat de la zero. Era un start nou pentru noi. E, acum, într-adevăr, am pierdut startul. Da. Domnul Sebastian Popescu, e posibil și ar permite România să iasă din Uniunea Europeană? Nu se iasă, în primul, să iasă la un moment dat, bun, dacă nu sunt condiții. Să iasă din Uniunea Europeană, tranziteze. Ar putea să reziste din punct de vedere economic. Din cum punct să, de vedere... cum să nu? Îl trebuie pe domnul Sebastian Popescu. Un leadership bun, cu siguranță, corect, se poate să avem un restart. Nimic nu este veșnic pe lumea asta, niciun imperiu. Ne uităm în istorie, au fost mari imperii și la un moment dat a venit și sfârșitul. Corect. Cu siguranță, poate și Uniunea Europeană se apropie de sfârșit la un moment dat. Dacă ne uităm în acest moment, comentează Uniunea Europeană și fiecare țară poate fi cucerită prin acel cal troian. Și în România există mulți strădători care țin fosele Bruxelului, în special a funcționării. Nu doar Curtea Constituțională a României interpretează într-o notă națională referitoare la Constituție deciziile. Haideți să vedem și deciziile din Germania ale Curții Constituționale care sunt potrivnice Curții Europene de Justiție. Nu mai sare nimeni în sus că ia uite ce a spus Curtea Constituțională a Germaniei și că intră infringementul, că intră supremația dreptului european pentru dreptul german. Păi nu îndrăznește Curtea Europeană de Justiție să spună Germaniei ce să facă. Îndrăznește să vină să spună într-o țară cum este România, care nu puțin are leadership. Corect. Domnul Vasile Bistrița, bună seara. Să rămânem așa. Bună seara, la mulți ani. Dar cine și-a distrus toată industria? Nu v-am auzit de la început, încă o dată. Acum, bună seara, domnul Vasile. Mână indiană, rusă și maghiară. Și atunci noi ce facem? Noi mine, poi mâine nu o să avem voie să călcăm, să trecem pe niște străzi, că nu-i voie pe acolo, că e particular așa, nu o să avem voie să vorbim inclusiv limba română pe unele zone, atunci ce suntem noi?
Trebuie să ieșim să luptăm, să ne cerem drepturile. Trebuie, nu o să ne dea nimeni nimic. Dacă noi nu luptăm, nu o să ne dea nimeni nimic. Trebuie să înțelegeți că dacă stăm acasă și criticăm, nu o să facem mai mult. Trebuie să venim cu idei constructive, trebuie să ieșim și să ne exprimăm. Toate nemulțumirile dumneavoastră care le aveți, așa e, se regăsesc peste tot. Dacă oamenii politici ar fi puțin, n-ar fi rupți de realitate și ar coborâ puțin să vorbească cu oameni ca dumneavoastră, oameni simpli din popor, eu vă spun eu că și-ar înțelege toate lucrurile astea și mai ales trebuie să fie făcute mecanisme prin care să tragem la răspundere, pentru că nu se poate, domne, să ia atâția bani ei în parlament, parlamentarii, dar nu numai ce vedeți, eu mă refer la firme care căpușează, că parlamentarii e nesemnificativ și nimeni să nu-i tragă la răspundere. Păi dacă îi fac asta de 30 de ani de zile, nu e normal că o să continue să facă și o să facă? Atunci ideea este, trebuie să luptați pentru drepturile dumneavoastră. Așa este, n-au fost date de multe, am crezut, am luptat în 90. Acum, din momentul de față, oamenii vor să, sunt ca dumneavoastră, e un curent, să știți, anticomunitatea europeană. Din ce în ce mai mulți oameni sunt nemulțumiți, din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că au intrat într-un fel de partener cu comunitatea europeană, nu li s-au spus de la început în ce constă acest, n-am bucurat, s-au bucurat, mă, oamenii informați știau că, eu de exemplu aveam prieteni în Italia care îmi spuneam, de când am intrat în comunitate, ni s-au dublat prețurile la absolut tot, ce erau în lire italienești, au trecut direct în euro. Ei știau oamenii, chiar ne spuneau nouă, nu vă bucurați, și că nu o să fie ce pare. Și într-adevăr, în Serbia acum se trăiește mai bine, în țările astea care nu au, și altă chestie care vreau să spun, odată ce aderăm la euro, s-a terminat. Voi crește prețurile din nou și iar masiv, nu așa, masiv, totul va crește, va ajunge exact la nivelul, ca și cum n-ar fi ajuns, că oricum prețul motorinei e aproape ca în Germania, prețul acciz, gazele, lumina, haideți să vorbim puțin și de gaze și lumină, ce se întâmplă acum, astea sunt subiecte care telespectatorii noștri vor să știe. Guvernul spun toți că vor să ne ajute. Domnul prim-ministru a spus, domne, dacă aveți o problemă, contactați și faceți sesizare la Engie, ca și cum am putea să facem ceva. Ei ar trebui să reducă TVA-ul la energie pentru populație, ei ar trebui să reducă accizele la motorină și la benzină, ei ar trebui să încurajeze, nu altcineva, nu noi. Dacă noi face lucrul ăsta, ce-ar mai încasa la bugetul de stat? Că păi asta e altă idee, acolo... n-au creativitate, ei taxează și din banii, în primul investiție lor păguboase, haideți să vă zic cum e sistemul. Banii care îi împrumută de la comunitate și de la firmele lor căpușe și fac, de fapt nu fac nimic, doar îi livrează în conturile lor. După care împrumută bani, ce n-avem bani să vedem pensiile, trebuie să împrumutăm bani de la comunitate să vedem pensiile. Păi nu se poate. Noi, eu de asta vă întrebam pe dumneavoastră mai devreme, cu ce plan coerent de redresare a economiei veniți dacă noi vreți să rămânem în comunitatea asta care se vede că e păguboasă, se vede că românii de rând sunt nemulțumiți și pe bună dreptate, pentru că industria nu mai e, agricultura nu mai este, da, turismul așa cum este. Domnul Vasile, mai aveți vreo întrebare, vă rog. Da. Mai aveți vreo întrebare pentru invitați, dacă nu vă mulțumim mult pentru intervenție. Bun, să vă rog, domnul Sebastian Popescu și apoi domnul Stan Dumitric. Noi avem un plan, dacă sunteți interesat. Spuneți-ne așa, telespectatorii dumneavoastră care voi votează, vor să știe. Eu nu am timp nu să mă duc să caut pe net. Spuneți trei idei simple. Domne, noi respectăm lucrurile astea. Redesăm economia prin planul Marshall. Am dat un exemplu. Facem, nu adică ceva simplu, că avem o emisiune limitată. Nu pot să redresez economia prin trei cuvinte. Dacă sunteți interesat, intrați pe site-ul partidului și citiți acolo toate partidele electorale. Ce să spuneți unul? Așa, și vreți să nu avem și noi un program sau n-am înțeles? Nu, eu sunt un om care sunt nedecis pe cine să votez și încerc să mă hotărăsc acum. Eu cred că nu sunteți nedecis cu cine votați, că tocmai ați făcut propagandă acum câteva minute. Propagandă, numiți dumneavoastră, stați puțin, dumneata numești propagandă că spun niște lucruri reale, spun că prețul la gaze este mai scump decât în Anglia din cauza că noi avem o relație proastă cu Rusia. Dați puțin banda cu 5.000 înainte de prețul la gaze. Păi nu, spuneți în concret la ce vă referiți, că așa să spunem și dumneavoastră. Propagandă că... partidului dumneavoastră politic. Păi asta faceți. Mi-a asumit identitatea. Păi vă asumați, dar de fapt nu ne spuneți nimic. Nu ne spuneți o platformă. Asta și sunt. Păi nu sunt un politic, nu sunt afiliat. Vreți să ne faceți din vorbe. Ce partid? Vreți să ne faceți din vorbe. Păi ce partid ați ținut cu liderii? Păi nu mai țineți minte ce a spus? Nu, haideți să vă așa cuvinte oricum puteți, dar că ideea este că eu încă o dată. Nu, nu știu la ce vă referiți, că am vorbit aici foarte multe lucruri. Eu am fost atent la ce a spus dumneavoastră. Hai să vă răspund și eu, cu permisiunea noastră, să o secundă. Trebuie. Da. Destul mi-a spus mie că în urmă, da? Soția mea
îmi spune, zice, mă, de ce te duci tu la parte? Bă, și nu stai tu acasă? Tu nu ești orator. La care zic, bă, soție, tu ai dreptate, mă, dar eu am o tenacitate de 7 ori, că 7 doctori. Da. Bine, merg pe totul principi. Este discutabil în viața asta. Problema și este, haideți să aici. Suveranitatea națională, am spus cu ea, nu aparține poporului, ca o decizie prin organele sale reprezentative. Merg către domnul Sebastian Popescu. Organele reprezentative, președinte, parlament, guvern, primar, guvernul, mă rog, emană de la politic. Da, e partea executivă. Da, emană de la politic. Bun, întrebarea mea. Credeți că în 2024 ar fi un, eu știu, un motiv în plus pentru ca românii să voteze altceva? Există vreo altă opțiune acum? Domnul Cotinghiu, nu întâmplător, mă rog, spunea, domne, ar mai fi și oameni de bună credință, patrioți, naționaliști, care totuși ar urmări interesul României dacă ar deține o funcție care să le impună posibilitatea de a negocia din partea României cu instituții europene. Din 2015 am fondat Partidul Noua Românie cu scopul de a uni românii care cred în această țară, care își iubesc acest popor și vor să pună umorul la schimbare și la îndreptare la tot ceea ce nu ne place. Ăsta este scopul Partidului Noua Românie. Cred că mă consider și eu un patriot adevărat, un patriot, un naționalist, un român care vrea să pună omorul la îndreptarea lucrurilor în România. Nu mă gândesc să emigrez, nu mă gândesc să îmi fac veacul prin alte țări, nu îi condamn pe cei care au ales calea străinătății, cu siguranță nu le este ușor acolo. Bai ferici pentru faptul că și anul trecut au contribuit cu 3 miliarde de euro la produsul intern brut al României, mai mult decât toate multinaționalele care vin și spoliază țara. Da. Însă, dacă vrem altceva, dacă vrem altceva, în 2024 nu mai trebuie să repetăm aceleași greșeli din ultimii 32 de ani. Trebuie să înțelegem că putem să schimbăm clasa politică printr-o prezență masivă la vot. Nu avem alt instrument democratic. Partidul Noua Românie îndeamnă la implicare. Pe toți românii, de sus până jos, fiecare pe domeniul logică, ne trebuie omul potrivit la locul potrivit pentru a corecta ce este de corectat. Trebuie să găsim acei oameni potriviți, oameni onești, care nu vin cu gândul de a parveni, de a beneficia de diverse sume de bani sau privilegii sau funcții și așa mai departe. Facem apel la românii care vor dezinteresat să vină să pună umărul la conducerea României pe un drum normal, să ne fie nouă bine în propria țară, să nu mai fim nevoiți să plecăm masiv cu milioanele în alte țări și să fim de folos altor popoare și ei să ne desconsidere și să ne plătească pe un salariu mult mai mic, dar mult mai mare decât îl poate plăti România. Nu se faci mai întreba ceva? Ce facem cu românii din diaspora? Totdeauna se elaborează strategii, proiecte, programe. E vreo șansă ca măcar o parte dintre ei să vină acasă? Noi avem foarte mulți membri în diaspora. Și foarte mulți dintre ei au venit în acest partid cu gândul de a reveni în țară. Dar îmi spun următorul lucru. Venim în țară să facem ce? Care este garanția că ocupăm aceea de bani? Planul. Dumneavoastră puneți lucrurile set on place, cum se zice, le puneți. Ei se referă la situația reală din prezent. Acum, dar acum apăreți dumneavoastră pe scenă și dumneavoastră ne spuneți ce ne spun toți. Deci eu sincer nu o las ca apocritic. Îmi spuneți, spuneți dumneavoastră, păi puneți-mi cuvinte în gură, că deja mă irită chestia asta. Dar nu vă irită să vă spun majoritatea. Ce soluție aveți? Păi ce mi-a spus dumneavoastră timp de 5 minute aici? A spus ce spun absolut toate partidele. N-am văzut o diferență. Uite, sunteți de acord că ce a spus dânsul e un politic. Domnule, recunoașteți că sunt sunteți sub acoperire, că reprezentați un partid. Nu au argumente, e sub acoperire. Când îți apăr țara în România, e sub acoperire. Domnule, haideți să vă dau niște soluții, că nu le-au. Haideți să le dau soluții. Haideți să vă spun așa. Domnul Sebastian Popescu, dacă vrea să vă contrazic, eu știu că deocamdată nu face. Păi, la ucea spune, nu mai vreau ceva de soluții. Care nu mă putea spune
practică, vă rog să-l combat. Și am mai de cuvinte gură că eu spun ceea ce spun ceilalți. Nu mai avem mult timp, aia. Mai avem... Care restul partidelor? 6 milioane. Eu mă vrem comunitatea să Junior care m-a omizit. Păcăliciul care m-a păcălit. Și da, s-a păcălit. Toți păcăliciul. Gata, vorbim pe rând. Domnul Cotinghiu. În primul rând, nu vreau să interpreteze greșit, n-am nimic cu dânsul, e prima dată, nu am nicio apartenență politică, nu sunt pro-NATO, nu sunt pro-Rusia, sunt pro-România. Odată. Deci, asta deci nu partidul pro-România. Nu, 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 pro-România ca și om care aparține unei țări. Așa. În momentul de față, deci în momentul de față partidul dânsului nu-l cunosc, nu vreau să mă declar. Vă rog, eu nu vorbiți nimic despre partidul dânsului. Păi dumneavoastră a spus 3 minute aici, ce vreți dumneavoastră să faceți? Și eu am înțeles pentru că vreți să faceți moderatorul, nu sunteți dumneavoastră moderatorul. Și nu trebuie să vă dau dumneavoastră explicație ce am spus eu. Dumneavoastră răspundeți la ce vă întreabă moderatorul. Da, okay. Haideți să nu mai discutăm în... Nu e de critică aici. Dânsul, clasa politică viitoare sau actuală sau trecută au făcut aceleași greșeli. Același lucru ni se spun. Ce spun unii oameni, nu dau exemple, nu dau nume, același lucru, numai că nu au venit cu un plan coerent de redresare. Dom'le, ce faci în economie? Care e prima mișcare care o să faci? Băi, vă spun eu, da. Știți, nu e chiar așa ușor. După ce o să spun, o să-și asume și dânsul, domnul Ceaușescu nu, că e onest. Da. E un om. Bine că mă face și hoț acum. Nu, dar vorbesc în general. Dar, haideți să vă spun eu ce aș face. În primul două secunde să vă întreb. Domnul Vasile din Botoșani. Bună seara la mulți ani. Vă ascultăm rapid. Întrebări. Vă ascultăm. Domnul Vasile, sunteți în direct. Domnul Constantin. Ne auziți? Sau domnul Constantin, mă rog. Vă ascultăm. Alo, bună seara. Vă ascultăm, bună seara. Vă zic bună seara. Deci nu m-am prins de la început, dar îl stimez pe domnul cu cravată. Da, domnul Cotinghiu. Care a vorbit foarte corect și foarte simplu. Mulțumesc. Deci a spus adevărul. Ce am prins eu, deci n-am fost pe fază când s-a început emisiunea, dar exact ce a vorbit dânsul, îi mulțumim și suntem foarte mai multe persoane mulțumim. Care a spus adevărul, exact ce a vorbit dânsul, așa. Deci e foarte corect și este foarte priceput în toate domeniile, după și cum se exprimă, și cum vorbește, și... Îl votați președintele României în 2024? Nu sunt politic. Vreau să aduc înapoi, deci români, sau cum a fost, deci să aducă, deci ca să poată, deci să vadă ce înseamnă să ajungem exact, deci nu stăm noi să ne rugăm că avem gripa aviară, că avem gripa porcină, că avem mai că de mai și noi importăm de la nu știu cum. Deci, oricum, deci îl stimez și nu numai eu, toți care este, așa că nu am sunat. Așa și o să mai aveți telefoane care o să vă spună despre dânsul. Da, o să aflăm. Mulțumim mult! Mulțumesc! Eu vă spun în și susținem pe domnul. Susțineți-l că o să candideze, vă rog. Nu o să candideze, nu am întâlnit. Așa, ca să răspund domnului, da, Botoșan. Vă mulțumesc, domnul Constantin. Știe cum să pronunț. Da, mulțumim mult, sănătate, seară frumoasă. Domnul Cotinghiu. Mă mulțumesc câteodată. Ca să revin de ce noi oamenii care am plecat afară avem idei și soluții pe care dânsii nu le au din interior. Dânsii nu le au. Să vă zic de ce. Noi, de exemplu, persoana mea, eu am locuit în mai multe țări. Amicii mei care îi cunosc, toți au locuit și locuiesc și au funcții de răspundere. Ei n-au reușit în România, au reușit în afară. E, oamenii ăștia, dacă îi aduc în România, ei vin cu soluții. Haideți să vă dau niște soluții pe care domnul nu... Rapid, în 30 de secunde. Așa. Vorbim de economie. În primul rând, economia trebuie să fie bazată pe creștere. Din prima start, automat, taxele scăzute, oamenii noștri... Așa. Haideți să vă zic cu legile. O să vă zic atunci cu firmele. Da. 112 taxe pe firmă. Trebuie să cadă. Trebuie să cadă. Trebuie să firmele încurajate. Asta e ideea principală. Creșterea. Adică ca noi să putem să facem ceva, motorul României trebuie să pornească. Trebuie să ajutăm oamenii să-și facă ei singuri. Românii să fie ajutați, cetățenii. Din păcate, nu avem timp să le luăm pe toate la rând. O să vă invit emisiune legată de spre soluții pentru România. Promit că facem o astfel de emisiune, asta vor românii. Domnul Stan Dumitrică. Deci,
Acum, în final, ce să spun după această zlevuire de idei de soluție? Cu cât ne vom întâlni, cu atât vom găsi oameni să sfințească locul, să spună. Corect. Oameni, așa, dacă nu-i găsi, loc. Dar asta e o artă, e greu să-i găsească, să știi. Domnul meu, e greu, pentru că sunt corupți de sistem foarte mult, sunt corupți. Statele dezvoltate. Iar oamenii care sunt buni nu vor să se mai implice, pentru că n-ai cum un măr stricat dacă îl pui într-o pungă de mere, le strică pe toate. Domnul Sebastian Popescu. Final, 30 de secunde. Încă din 2015, Partidul Noua România a venit cu soluții concrete care se regăsesc publicate încă de atunci. Și poate are o surpriză domnul invitat, dacă se va uita, va vedea că aceste lucruri pe care dumneavoastră le spune acum și spune că noi avem n-a zis că aveți nu, încă de atunci, există crănate acolo foarte bine, foarte argumentat și legat de economie și legat de educație și de agricultură și toate domeniile importante din România. Da. Nu stau acum să fac... Atunci, soluția care ar fi ridicați tabloul, domnul... Da. Asta ar fi soluția. Un nou Ceaușescu, nu? Asta e? Într-o patru în stan Dumitrică. Mulțumim mult pentru atât. Dacă mai vreți să spuneți ceva 10 secunde, dacă nu, din păcat, nu mai e timp. Românii să nu-și pierdă speranța. Aveți grijă, domnul Ceaușescu. Să fiți și Dumnezeu o crătiți. Sper să fie mai bine 2022. Rămâneți pe Capital TV, ne vedem mâine seara la aceeași oră, numai bine.